Ciprian Titi Stoica, deputat AUR, a precizat că în 27 august, de la ora 19, va fi lansat Planul Simion pentru România. Candidatul AUR pentru alegerile prezidențiale își asumă că dacă va ajunge șeful statului, va oferi locuințe românilor la prețul de 35.000 de euro. Acesta este angajamentul liderului Alianței pentru Unirea Românilor, văzut ca un proiect populist și irealizabil de oponenții politici. Până acum am avut doar sloganuri. Să trăim bine, România educată, pas cu pas, România normală și așa mai departe, forme fără fond, nimicuri și ați văzut că nu s-a întâmplat nimic. Acum avem un plan concret, el va fi prezentat astăzi de către președintele și candidatul la președinția României, George Nicolae Simion, începând cu orele 19. Iar după această dată, veți putea veni la peste 200 de sedii AUR din toată țara să discutăm pe marginea acestui plan și să puteți semna contracte pentru locuințe la prețuri de 35.000 de euro, ca să fie clar pentru toată lumea, vorbim de apartamente de două camere cu o suprafață de 50 sau 52 de metri pătrați. Alte două promisiuni electorale ale lui Simion sunt: ești respectat, nu mai trăiești de azi pe mâine, tăiem fără milă din taxele statului pe salariul tău și ești liber, ajungi și tu liber financiar, tăiem dobânzile băncilor la creditul tău.